Salutare, bine m-am găsit astăzi, fiind un pic mai liber. Sergiu nu este acasă, s-a dus, are niște treabă. În fine, el nu prea este de acolo cu chestii, oara asta așa. Da, aici am luat astăzi un zahăr. Un zahăr, vă pune de băieni. Depozitant, un bocan. Pentru că nu am ceva ce să folosesc. Și eu o să vă mai rând niște chestii oare. Care le-am cumpărat. Pentru gustarea lui e alb la școală, în fine, normal, evident. Eu acum sunt în mare treabă. Mare treabă din casă. Altceva, nu am unde trece până zară, sper să se vede, trebuie să plac capacul ăsta. Am spălat niște vase și se adună. Scuzați. Da, și vreau să vă zic că am luat ceva. Da, mi-am luat niște chestii care le-am văzut acum, în două sate, nu știu. Nu știu. Bun, nu ca pe 4-1, deci nu știu dacă ați văzut băi chestia asta, eu n-am văzut, le-am văzut să le știți că este vorba. Da. Și acum vă voi arăta ce am luat pentru ăsta lui Albert, că am zis, de ce să nu vă arăt eu, cam ce îi pun lui Albert la pachetele la școală, stați așa să pun. Dispozitivul ăsta, deci este un dispozitiv cam la sol. Trebuie să-mi iau altă, deci... Oricum trebuie să mă fac. Dezordine din spatele meu, vă rog să ignorați. Da. Eu am luat niște poieni astea, deci cu căpșunele, deci nu știu, am tras și eu așa ceva, dar chiar am un gust foarte bun și este cu tărțe de grâu. Și n-am dat așa mult, am dat 1,80 lei, 1,40 lei, 1,80 lei, depinde de... Pe asta am dat 1,20 lei, pe asta am dat 1,80 lei. Tot poienii, doar că ăsta are cu cacao. Așa, am început o vedea și îi voi pune mai treptat, că îi scot din asta și îi pun în acea caserolă. I-am luat care. Eu n-am luat. Așa, și ce ne merg? Am luat niște ouă, nu știu exact dacă sunt ouă, dar eu zic că sunt ouă. Pentru că sunt... Zic și eu că sunt ouă, dar nu știu când moare nicio din ele, decât Finlife Black and White Double Cookies. Sper că se vede și au... Am zis că sunt 4 biscuiți. Da, 4 biscuiți. Un plus. Și am mai luat un pachet de... Două pachete, de fapt. Aici tot așa cred că o să-i pun mai treptat în acea casă, pentru că nu vreau să-i dau pachet întreg. O să fac un video și cu ce îi pun eu în acea caserolă. Paradise Fun Sandwich Biscuits with vanilie crem cu crema de vanilie, sper că se vede așa arată și mi-a pus care vreo câte bucăți are, câte care 60 de grame, dar nu știu câte bucăți are, care dau seama unde scrie pe acest pachetel. Nu-mi dau seama unde scrie, așa că haideți să vă mai arăt un pachet și acesta este un tot un paradis cu cremă de căpșunele. Ia mă seara, sincer, am mâncat și eu chestiile astea, biscuiții ăștia, așa semne și așa. Și chiar au un gust chiar super bun. Chiar super bun, deci nu știu. Au un gust așa super fain. Așa că trebuie să mă mai arăt ceva, dar nu știu. Trebuie să mă mai arăt ceva. Am luat un ultimul castravete de ăsta, am foliat în folie. Proces fără, nu cum să zic. Niște rășuri pentru o mică sărăcică, că nu vreau să... După sărbătorile astea care au fost,
siguranță este nevoie și de câte o salată. Și am luat câte o supă instant cu aromă de legume, cu gust de legume, aromă. Așa, asta este, se prepară, cum se prepară, se pune într-un bol. Iar peste se pune niște apă clocotită, eu așa le pun, pe care le las să infuzeze timp de 5-7 minute, cel mult eu cam așa le las. E, aici sunt 5 minute, eu tocmai am spus 5-7 minute cel mult. Am luat două, pentru că mănânc alberi și cu Nicola, eu nu știu de la. Am mâncat și eu odată chestia asta, eram însărcinată cu alberi. Deci fiți ați început ce chestie, nu să zic panorama, că nu e chiar panorama, o chestie. Am mâncat și efectiv mi-a fost rău de la ele. Nu mi-a aduc aminte de o chestie cam. Așa, dar cam astea le-am cumpărat. Da, și am mai cumpărat niște de rău, să vă arăt. Ambalajul am aruncat. Nu vorbesc cu spete, eu am pus pe o bluziță de alu albă pentru că este albă și am zis că mai să o pufăiesc un pic. Am dat rău de 16 lei pe un nufăr. Și chiar este foarte bun, eu chiar tot timpul le folosesc pentru alurile albe. Efectiv și pentru petele de mucegai. La mine la baie chiar se mai pune câte o pată de mucegai și mai dau și chiar este foarte bine. Am luat un Ajax. Cleaning Power, m-au 100%, în fine, nu pot să pronunț așa mare în parte. Am spălat baie cu aromă de coconut și ulei esențial. Da, eu mă mulțumesc că își face treaba. Oricum își face ceva. După cum am spus, am aruncat ambalajul la detergentul ăsta, fix am luat și l-am pus în acest borcan de vreo 2 kg și ceva. Cam așa de borcanul ăsta, 2 kg și ceva. Zic și eu, mare parte, cel mult 3 kg de care. Eu îl depozitez aici și are această cană. Eu cana asta tot timpul folosesc pentru detergent. Pentru că pun în acel sertăraș la mașina de spălat și își face treaba. Eu nu m-am pus avea să lucrez. Bine, mă, eu și câte o capsulă pentru cărdeluțe. Capsulă de Ariel, normal. Așa că le voi strânge și vom continua cu alte chestii. Așa, acum hai să continuăm cu lucrurile care le am desprins de pe aici. Da, lucrurile lui Sergiu pentru muncă. Așa, acum îl voi împopoța înapoi în acest sac. Sunt de muncă, deci nu mă bag eu în chestiile astea de muncă. Asta este provărașul care l-am cumpărat și l-am făcut două așa ca de mușuciu. N-am mai făcut niciun clipans ca să vă arăt cum stă pe el. Este superb. Stă chiar foarte bine pe el. Îi place așa lucrurile mai mulate, hainuțe mai mulate, nu știu ce. În fine, și eu sunt în genul să fie ceva mai mulat pe mine și pe mine. Așa că le voi pune la loc și le voi pune la locul lor. Normal. Au, ce am făcut aici? Nimic. Brăduțul meu natural, ce frumos arată. Am mai crescut un pic de mugurei. Dacă ați văzut mugurelul, am impresia că de la mugurei ăia începe să se extindă mai departe, ca să crească. E de voie să crească, presupun. Îl ud din două zile pentru că urmezea la aia, apa aia se lasă acolo, efectiv se trebuie udat din nou. Aici este un fructier în mare parte, așa eu am pus. Da, și în acest corp chiar mi-a plăcut foarte mult și am mobilizat aici. Mai pun chestiile la copii aici, una alta, așa că acum
Da, și după cum a spus Costel, nu, fără. Da, depolvereze pe haine. Bluza lui Albert. Am zis că o bag la un pic lucru. Deci avea niște pete de albastru. Ia uite ce minunat a ieșit cu nufăr. Nu? Da, iată că a ieșit. Și în partea asta tot așa cu albastru a avut. Parcă am mai ieșit, trebuie să mai pulverizez un pic. După care o voi băga într-un lighean cu apă și îl voi pune efectiv pe calorifer. Pentru că nu am născut afară. Afară pe hol, pe stativ, pentru că în gheață și nu vreau să nu am cu ce să îmbrac mâine, pentru că am numai două bluze de astea albe, nu știu exact să zic, cred că voi da comandă din nou de încă două bluze albe, pentru că este foarte greu numai cu două bluzițe, nu? Astfel una, efectiv îl îmbrac, după care după aia trebuie spălată cealaltă, iar spăl, iar usuc, iar și tot așa. Așa, cred că vă mai da comanda de două astăzi sau mâine, probabil, vine o comandă tot așa pentru copii. Le-am dat comandă de niște papucei de pe Sinsei și i-am dat cu Albert o comandă de o caserolă, pentru caserola care o are, efectiv, nu știu ce Dumnezeu a făcut ea, i-a rupt acea clapetă care se închide și i-am zis că să-i dau comandă de una ca să aibă pentru pachetelor la școală, să zic așa. Așa și nu știu ce i-a venit lui Albert, că m-a văzut cum umblam pe telefon și văzând, el a zis că sunt mașinuțe, că nu sunt niște mașinuțe, sunt niște calendare advent de copii, ce sunt alea. O să chiar sunt curioasă să văd și eu ce e în chestiile alea. Nu știu dacă eu să aibă aceea răbdare să pe zile să-l deschidă. Acum să văd cam ce reacție vor avea. Și nu știu, parcă mai dat comanda de ceva, dar nu mai știu eu despre ce. Bine, voi vedea atunci când vine comanda. Eu o să vă mai arăt așa în mare parte, nu știu exact să... Dar nu mai știu exact ce am comandat. Știu că am comandat. Chiar nu mai știu, sincer, chiar nu mai știu. Azuro, tocmai ce a venit și el în casă, a fost afară, este o zăpadă imensă. Cred că i-a înghețat lăbuțele și a venit în casă și acum el stă cu minte în banca lui. Da, el stă cu minte în banca mea și acum vin să mă joc cu tine, da, cam așa vine. M-ai stârnit. Așa că am voi mai deschide la pachet, la comandă, când va veni. Și acum fac niște nuggets pentru Albert, că l-am adus acasă. Ia ce fac acolo, acolo. Nu știu cam așa, să știu, eu am pus aici. Numai cât am pus aici și fac trebușoara. Mă, ce ai telefon? Și fac trebușoara. De ce face așa în rândul ăsta? Cred că de când l-am spălat face așa, pentru că l-am cam atins undeva. Și-am pus și capacul și-a lăs așa. Să știu, parcă am făcut o mică serăție, pentru că tot am luat castravete roșii și așa, un castravete de fapt. Și acum ne punem și noi să mâncăm. Albert, ce ronță e acolo? Rămâne. Așa, și ia dă și mie una, te rog. Mănânc coaza asta. Nu mânca coaza eu. N-am mai mâncat alune din foarte mult timp. Ia ca și azul rămână. Și eu să-l lămăsă cu noi. Catarul are, că doare dinții. Am plătit cu toate astea, pentru că mâinii trebuie luat de la școală. N-am mai deschis video când le-am spălat, așa că le-am făcut așa și le-am pus acolo la uscat să se usuce cât mai repede.